La Smart HR astăzi o să am un workshop care este gândit pentru a da un context oamenilor din lumea HR-ului despre cum să abordăm în mod eficient performanța în echipele pe care le avem în organizații, cum să lucrăm cu echipele de management pentru ca ele să devină mai performante, să avem o cultură a, cum zice românul, continuous improvement. Gândim programe care să abordeze de fapt trei lucruri și să le abordeze într-un mod foarte pragmatic, palpabil, cu instrumente care pot fi folosite în fiecare moment de către manager. Și aceste trei zone pe care le abordăm în workshopul de astăzi și de obicei în programele noastre sunt zona de cunoștințe pe care le au managerii noștri, pentru că ele sunt cele care le oferă acestora capacitatea de a rezolva probleme, pentru că nu fiecare poziție și fiecare om într-o organizație are acest scop, de a rezolva probleme. Iar acest lucru se întâmplă prin cunoștințele, prin experiența pe care ei o au, lucru care rezultă de fapt într-un impact pe care îl au ei în organizație. Și practic despre asta o să învățăm, despre ce instrumente putem să implementăm pentru a aborda aceste trei secțiuni și a oferi claritate și a spori eficiența managerilor din organizație.